Mă uit de ceva timp la fotbal. mai vreo 23 de ani, de la 10 ani. E adevărat mai puțin în ultimul timp, fiindcă la ce calitate are fotbal și pe măsură ce mai îmbătrânește, îți dai seama. Că eu, din multe puncte de vedere, un sport al impostorilor. Dar mă gândeam acum la situația de la Manchester United. Pentru cei care au urmărit de aproape, într-o bună măsură, cu Sir Alex Ferguson, manager, nu pot să zic că i-am urmărit, da, i-am urmărit totuși 14 ani, când erau o super echipă și acum se tot caută și se tot găsesc soluții aparent. Și Manchester United, fără Sir Alex Ferguson, orice ar fi, acum încă repercutează ce a lăsat el, chiar și lopta în instanță, chiar dacă titlul nostru mai a Manchester United, probabil, decât dacă se întâmplă ca la City sau ceva de genul repercutează ce a construit el acolo în 28 de ani. Parcă în 2014, pentru că nu mai știu. <coughs> 2013-2014, am uitat. Dar pe acolo. După ce am citit și biografia, ce a făcut omul ăsta acolo e ceva unic în fotbal. Deci, Manchester United era, bă, ok, era un club ok și așa, dar el a priori de nivelul tot, am West Ham, pe acolo, adică nu e... N Avea o avergură, Cel puțin când a venit el a, fost pe anii 50-60 atunci cu Matt Busby, cu ce mai fost pe atunci, dar e un club care, indiferent pe cine între antrenor, că îi ce Pochettino, pe Rudi Garcia, ăștia în general sunt niște loseri, pentru că uitați-vă ce trofeu au câștigat și... Na. Dacă n-a reușit Van Hal, n-a reușit uh, nu scuze, Mourinho și n-a reușit nici Solskjaer, care Solskjaer era un om de-ai de lor, de acolo, din interior, nu o să reușească nimeni. Ronaldo s-a dus acolo, pentru că nu l-a vrut City, pentru că eu nu cred că zvonul că ce credeți că a licitat cu City ca să ajungă la United. Hai să fim serioși, pe. Păi. S-ar fi putut, dacă se putea duce la City, se ducea, dar nu, nu s-a putut. Ei, o să-și fac el golurile, dar stați nici știți că la vară, dacă nu prinde Champions League-ul și găsește altă echipă, că ăsta vrea să ajungă la 200 de meciuri în Champions League, sunt absolut sigur. E pe cifre. Deci Manchester United nu vă mai face să ta iluzii, că fără un săral Ferguson, dacă n-a putut nici Mourinho, bine, Mourinho e în declin, dar atunci nu era chiar atât de în declin nu să reușească nimeni. E un club uh, care a fost făcut mare de fără Sir Ferguson. În rest, e de nivel multor echipe din Premier League. E un club de nivelul 50, de locurile 50 în general. Dacă mai prinde și Champions League e o victorie, dar în 5 ani eu zic că nu o să mai prinde Champions League un Maximum 5 ani. Vedem. Așa că nu vă mai face speranțe dacă sunteți fani, că nu o să-l să resusciteze la nivelul la care a fost până în 2013-2014 nimeni. pop up